Așa vă vorbește Domnul. Voi cerceta îndeaproape pe toți răscumpărații mei, în mod deosebit partea tânără. Căci iată, nelegiuirea a ajuns la culme și duhuri obraznice se războiesc cu sufletele celor aleși și ați văzut asta cu ochii voștri. Iată ce vă descoperă Domnul prin Duhul Sfânt în momentele acestea. Eu, Domnul, privesc cu dispreț săruturile, atingerile, plaja, site-urile murdare unde cei mai mulți dintre tineri tot privesc. Iată, chem în grabă mare pe acești tineri la pocăință, că ziua mâniei mele se apropie, căci am hotărât să zgudui zidurile nelegiuirii. Iată ce mai adeverește Domnul prin Duhul Sfânt. Iată că în poporul care zice că este al Domnului, tot cu privire la tineri, mulți dintre ei au căzut în curvie, săvârșind sodomii unii cu alții, fiind călăuziți de duhurile de rătăcire ale celui rău. Tot în latura tânără există o parte care cad în păcatul privitului cu o poftă demonică neîngăduită de mine, iar o altă parte sunt prinși în pornografie, că trăiesc consecințele acesteia în însăși ființa lor. Dar așa zice Domnul prin Duhul Sfânt: ferice de cei sinceri și care se vor mărturisi, căci sunt gata să ajut să eliberez și să dau biruință în luptele voastre. Iată ce mai descoperă Duhul Sfânt. Între neamuri deja se practică incestul. Veghere, 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 strigă Domnul prin Duhul Sfânt, căci iată planul satanei este ca după ce va fi împăptuit acest păcat, aceia să fie loviți cu moartea, unii cu cea spirituală, iar alții cu cea trupească. Unii din cauza remușcărilor demonice își vor pune capăt zilelor, apoi zice Duhul Sfânt: sunt mulți în poporul meu care zic ei, nu, că eu merg bine, dar iată că nu este așa, ci trăiesc doar o amăgire, fiindcă nu vor putea fugi de mânia mea la vremea hotărâtă. Iată ce-mi vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Tinerii aleargă la biserică doar în scopul de a se întâlni unii cu alții, nu pentru a se sfinți. Alții caută doar să scape de acasă, fiindcă din cauza altarelor dărâmate acolo este un calvar. O altă parte vin în scopuri mizerabile doar să păcătuiască și să ispitească pe alții, vorbindu-se de rău și clevetind unii împotriva altora, urându-se și mințindu-se cu zâmbetul pe buze și cu o figură falsă. Iată ce zice Domnul prin Duhul Sfânt: aceste lucruri sunt o urâciune înaintea mea. Unii chiar mai rău v-ați vândut unii pe alții. Iată însă pentru cei care vreți să moșteniți împărăția cu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Iubiți-vă, iertați-vă, rugați-vă unii pentru alții, astfel eu, Domnul, voi găsi plăcere în voi. Se face o strigare de la un capăt la altul pe pământ: sfințire, curățire, căci vreau să lucrez în viețile voastre, căci vin curând. Apoi zice Domnul: pe toți acei ce au biruință și vestesc cuvântul și îl vor trăi în viața lor de zi cu zi, iată că făgăduința este mare. Vor gusta din pomul vieții din raiul lui Dumnezeu și se vor bucura veșnic. Apoi, cât privește ținuta și îmbrăcămintea, zice Duhul Sfânt: iată că cel preanal nu dorește jumătăți de măsură sau sferturi, ci vrea întregime, și în îmbrăcăminte și în inimă. Mulți nu pun preț pe aceste lucruri și nu știu că este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, umblând în pantaloni și fuste scurte, ba chiar pantaloni scurți, machiaje și farduri, vopsituri și tot felul de lucruri, pentru că acesta e chipul veacului acestuia și vă faceți părtași lucrării din veacul acesta odată cu cei din lume, iar din pricina asta mulți cad în păcate grele. Vai, vai, va fi în acea zi a mâniei Domnului! Ferice de cine ascultă și se depărtează de aceste lucruri, zice Duhul Sfânt. Tot între tinerii ce frecventează biserica și spun că sunt ai Domnului, s-a găsit păcatul avortului. Pentru acest păcat va veni o vreme când voi zgudui adunările și voi da putere, tărie, îndrăzneală prorocilor mei să dea pe față toate aceste lucruri, zice Duhul Sfânt. Oriunde ești, zice Domnul, căci ești la servici, la școală, la adunare, în pat sau la câmp, adu-ți aminte de cuvântul meu oriunde te afla. Când va fi răpirea, de acolo te va lua, deci fii gata în orice clipă.
căci la mulți viața s-a scurtat. Iată ce adeverește Domnul prin Duhul Sfânt. Cei ce se vor îndrepta vor trăi reînnoirea și vor fi iertați și vindecați, dar cei ce vor nesocoti vor întâmpina regrete, accidente și multe încercări grele, zice Duhul Sfânt. Căci iată cercete și voi mai cerceta din zori până în seară și ferice de cel vrednic și veghetor. Însă iată în popor s-au văzut și tineri sinceri, curați, care iubesc pe Domnul și unii care sunt disprețuiți. Dar pe aceștia eu, Domnul, îi voi înălța nespus de mult. Luați cuvântul meu, dar ca atare, și lăsați-vă călăuziți de Duhul Sfânt și veți flutura steag de biruință. Amin.